Bună ziua, stimați prieteni, vă invităm la cea de 110 ediții de analize economice, un proiect comun IDIS Viitorul Privesc EU, toate celelalte ediții le puteți privi pe pagina oficială acestor instituții sau pe pagina mea ioniță.md. Astăzi avem o ediție mai specială, este prima dată când aici în față sunt nu doar eu, dar mai este încă un coleg, este o ediție specială din simplu motiv că astăzi vom vorbi despre accidente rutiere, impactul lor asupra viața noastră și această ediție a fost posibil să o realizăm datorită cooperării, sper că bune, cu Inspectoratul General al Poliției, care cu amabilitate ne-a oferit toate datele disponibile până în prezent legate de tot ce ține de accidente rutiere în Republica Moldova, pentru ca să înțelegem mai bine ce se întâmplă, ce face Republica Moldova, ce trebuie să facem mai departe. Până a trece la analiză, am să rog și pe colegul meu să prezinte și apoi începem discuția, care sper să fie una utilă, că nu e interesantă, sigur nu este interesantă, dar este utilă și încă ceva. Nu vom reuși să trecem toate graficele să le analizăm, dar cu certitudine le vom face publice, ca orice instituție mass media, ca orice cetățean din Republica Moldova, ca orice colaborator de poliție și ca orice cetățean conștient să le poată utiliza în analizele lui, în explicația lui acestui fenomen, care situația se îmbunătățește, încă avem mult de lucru. Vă rog mult, mulțumesc mult. Bună ziua, mă numesc Pavel Apostol, sunt șeful secției evidență și analiză accidente rutiere din cadrul Inspectoratul Național de Securitate Publică și astăzi, de comun cu domnul Ioniț, am realizat acest studiu, fiindcă ne dăm bine seama că doar acea analiză situației accidentare pe care realizăm noi nu este destul, trebuie să cunoaștem care este esența problemei și reșind din aceste obiective care o să fie identificate ca să putem să planificăm deja activitatea noastră polițienească sau inclusiv și implicarea altor autorități pentru asigurarea securității circulației rutiere pe drumurile din Republica Moldova. Aici vreau încă o dată să repet că toate cifrele pe care noi le-am analizat împreună au fost furnizate de către Inspectoratul General de Poliție, secția care domnul Apostol reprezintă astăzi. Noi ne-am pus ca scop împreună să vedem care este dinamica accidentelor, care este situația Moldova comparativ cu alte țări, care sunt motivele din ce cauza au loc accidente în Republica Moldova, care este impactul și efectul nedorită la accidentele, inclusiv decesele care sunt și, în ultimul rând, ce trebuie de făcut ca această situație să o îmbunătățim. Haideți să începem cu prima analiză. Am reușit să obținem date din 89. Sper că data viitoare vom reuși să avem date și mai vechi. La acea vreme, în Republica Moldova, numărul de mașini era foarte micuț, acum am să vă arăt câte erau ele, dar în Republica Moldova, primul lucru care se vede din analiza noastră este că numărul deceselor din accidente rutiere în Republica Moldova în ultimele 12 luni a fost de 211 persoane. Deci într-un an de zile, din trimestrul 3, 4, 1 și 2 din acest an, deci în ultimul an în Republica Moldova avem 211 decese. Este tragic, însă dacă vă uitați atent în grafic, este mai puțin decât a fost anul trecut 217, mai puțin decât 2 ani în urmă când am avut 245 și incomparabil cu 1989 când am avut 1200 de decese, asta în condiția în care ținem cont că pe vremea aceea nici nu prea aveam mașini. De aceea noi vrem și acest lucru, nu trebuie să ne liniștească acest lucru din simplu motiv că comparativ cu media europeană mai avem încă mult de lucru, dar aici prima intervenție, să vă rog să povestiți anume cum noi realizăm acest lucru și într-adevăr avem o cifră prin care s-a reușit într-o perioadă, aș spune așa, mai activ după 2010 să reducem acest rezultat greu pentru noi până la 211 persoane. Uitați-vă, reșindem faptul că domeniul circulației rutiere este un domeniu complex și respectiv sunt implicate mai multe autorități care au competență în acest domeniu și realizează anumite acțiuni. În ultima perioadă de timp observăm acele părți pozitive care s-au realizat acest domeniu. Da? Vorbim despre intensificarea, pe de-o parte, dacă discutăm despre activitățile polițienești, realizarea celor activități de prevenire paralel cu activitățile de sancționare și depistare documentare a persoanelor care încalcă,
Pe de altă parte avem acel aspect ce ține de domeniul infrastructurii și vorbim despre drumuri, da, asigurarea sau garantarea siguranței circulației rutiere pentru toți participanți la trafic și aici vorbim despre inclusiv și cei mai vulnerabili, pietoni, prin implementarea noilor metode, spre exemplu acele treceri de pietoni supraînălțate care garantează securitatea pietonului în momentul în care îl traversează, fiindcă șoferul frânează, reduce din viteză și respectiv chiar și dacă se va produce impactul, rezultatul lui nu va fi atât de fatal. Iată de ce toate aceste acțiuni realizate în cumul și au adus la această cifră de 211, care este mai mică decât cele care au fost înregistrate în anii precedenți. Da, el aici, într-adevăr, nu doar poliția este responsabilă, în sensul că fiecare conducător, fiecare pieton, autoritățile locale, guvernul central, noi chiar am realizat mai de mult cu Asociația Drumarilor o corelație dintre deces, reparația autoturismelor și starea drumurilor. Cu ajutorul Băncii Mondiale noi acum putem monitoriza starea drumurilor și există o legătură directă dintre costurile care le suportăm noi și starea drumurilor, inclusiv costurile de vieți. Aici, dacă să ne uităm atent, într-adevăr, avem 211 deces, dar uitați-vă câte automobile, unități de transport, corect ar fi unități de transport, avem. În Republica Moldova am ajuns la 1,2 milioane de unități de transport, comparativ cu 15.000 aproximativ cât am avut acum 50 de ani în urmă. Deci în anul 89 în Republica Moldova erau circa 200.000 de unități de transport și am avut 1.200 de decese. Acum avem 1,2 milioane și avem 211 decese. Nu vreau să ne bucure acest lucru, dar oricum lucrurile s-au schimbat. Uitați-vă, rata accidentelor media națională la 100.000 de unități de transport. Am avut 1.288 de accidente la 1.000 de unități, nu deces, acolo a fost deces și accidente, acum s-a redus la 195 de accidente rutiere, lucru care ar trebui, iarăși nu vreau să ne încurajăm tare, dar arată că, în principiu, toate măsurile care sunt luate, și de multe ori suntem nemulțumiți amenzele, că le plătim camerele care le vedem, dar vedeți că ajută cumva și, în opinia mea, mai bine să plătesc o dată amendă și mai bine să fiu o leac mai atent la cameră, dar să reduc aceste accidente, să nu nimeresc nici între aceștia 195, dar erau cu mult mai mult. Dacă aici voi merge foarte rapid, acum ne apropiem în detalii. Până ce au fost date generale, acum Inspectoratul General al Poliției, eu vă folosesc în sindagma aceasta, cu toate că am primit datele la dumneavoastră cu... suntem parte a IGP-ului. Da, sunteți parte a IGP-ului. Deci, de la IGP am primit datele privind accidentele și există o diferență enormă dintre cauzele, efectele, consecințele, impactul accidentelor în municipii și în județul Republicii. Avem parcă două țări total diferite. Vă dau doar o cifră care vom examina mai târziu. Rata deceselor în urma accidentelor în Chișinău este mai mult sau mai puțin comparabil cu media țărilor civilizate. În restul Republicii situația rămâne încă destul de dramatică. De aceea toată analiza noastră, noi am făcut-o împărțând în două, municipiul Chișinău separat, restul Republicii separat. Deci veți vedea că cifrele sunt extrem de diferențiate. Rata accidentelor, aici primul lucru care vreau să arătăm, într-adevăr acum scade, însă veți observa că în Chișinău sunt de două ori mai multe accidente decât în restul țării. În Chișinău sunt 295 accidente la 100.000 de unități transport, în restul țării 155. De ce aceasta se întâmplă? Se întâmplă din câteva motive. 1. În Chișinău sunt cu mult mai mare intensitate. Ce înseamnă procesul? Poate vom realiza un sondaj, poate împreună cu noi vom realiza un sondaj, prin care vom demonstra că în Chișinău un cetățean merge de câteva ori mai mult decât unul din sat. În realitate, dacă să luăm după kilometrajul parcurs, în Chișinău sunt mai puține accidente decât în sate. Pur și simplu, acolo oamenii merg rar, aici merg mult. 2. Densitatea, aici stau una lângă alta mașinile, dar dacă aici în Chișinău avem avem de două ori mai multe accidente, în Chișinău avem de două ori mai multe persoane care au suferit, la deces, adică accidente grave în Chișinău, este incomparabil mai mic cu restul Republicii, necătând la fapt că aici se circulă cu mult mai mult la 100.000 de unități decât în alte părți. Dacă în Chișinău un șofer pe anual poate merge și 20.000 și mai mulți kilometri, în zonele rurale el cred că merge vreo 5.000-7.000 de kilometri, deci 2-3 ori mai puțin. Dacă ne uităm la decese
în urma unui accident rutier și am spus că noi avem datele, că câte au fost 1200 la 211, dar dacă ne uităm în 1989 la număr de mașini, acolo au fost 544 de decese, iar acum avem 17 și observăm o scădere de aproape 30 de ori. Deci chiar 30 de ori avem o reducere și legat de faptul, multe sunt de spus, dar inclusiv și măsurile pasive de protecție, calitatea drumurilor, separarea drumului, unitățile de măsurare, prestația poliției plus cetățenii noștri, trebuie doar să spunem că lucrurile sunt mai bune. Dar uitați-vă la decese. În municipiul Chișinău, la 100.000 de unități de transport, în prezent avem 8 decese, media republicană 23. Deci, practic, șansa unui om din afara Chișinăului să rămână viu, comparativ cu unul din Chișinău, scade de 3 ori. Și aici nu uităm la intensitatea transportului. De fapt, dacă să luăm și după intensitatea utilizării, cred că este de vreo 5-6 ori. În Chișinău, toate accidentele care au loc, majoritatea, nu toate, sunt relativ cu consecință ușoare. În afara Republicii, viteza mare, ebrietatea își lasă amprenta lui. Riscul de traume. Aici ne uităm, într-adevăr, la național avem 218 la 100.000 de unități, în Chișinău 323. Este în scădere, în Chișinău a fost 550, acum 323, deci orice om care ne merește, oricum, în Chișinău este puțin mai mare, am explicat din ce cauză. Haideți să mergem mai departe. Gravitatea accidentelor. Ce înseamnă lucrul acesta? Câți oameni au decedat la 1.000 de accidente? Deci dacă ne merităm un accident, care este rata deceselor? În Chișinău este 28, în restul Republicii 147. Ce înseamnă lucrul acesta? Șansa unui om din restul Republicii să scape viu după ce a nimerit într-un accident este de 5 ori mai mică decât în Chișinău. Asta dacă nu ținem cont de cât de mult folosește al transportului. Deci, practic, în afara Chișinăului, accidentele sunt mai puține, dar sunt cu un impact cu mult mai mare și lucrul acesta trebuie să înțelegem ce fel de accidente se întâmplă acolo și ne vom da seama de ce le se termină atât de grav. Rata media deceselor, și asta am să vă rog să comentați, în anul 1980, în Republica Moldova, la 100 de oameni care au nimerit în accident, 23 de oameni nu supraviețuiau. O rată incomparabilă. La acea vreme în țările civilizate era undeva 2%. Noi atunci eram pur și simplu catastrofal, eram niște secrii pe roți, deci omul când nimerea în accident, și nu doar omul, și pietonul care nimerea în accident, practic rata lui de supraviețuire era foarte micuță. În 89-16-7%, după aceasta a rămas destul de ridicat până în 2010, din 2010 avem o scădere, în prezent am ajuns la 7,7%. De fapt, rata deceselor în urma unui accident rutier în prezent este de 3 ori mai mic decât în perioada sovietică, însă, din păcate, este cu mult mai mare, este de aproape 4 ori mai mare decât media europeană, lucru care ne arată că noi trebuie să muncim pentru, pe de-o parte, să reducem accidentele, unu, pe doi, impactul lor să nu fie atât de catastrofal cum este. Inclusiv aici avem în vedere și măsurile post-accident, cât de repede vine echipa de intervenție, cât de repede chiar și participanții la trafic pot asigura primul ajutor. Deci sunt o sumedenie de fracturi și veți vedea, deja am arătat, în Chișinău, rata deceselor într-un accident este aproape egal cu media europeană, aici este aproape, viteza nu este mare, impactul este mai slab, intervenția medicilor și posibilitatea este bună și, practic, rata deceselor este una comparativă cu țările civilizate. În restul Republicii situația este cu mult mai gravă. Da, aici trebuie să ne referim și la acea evoluție, inclusiv și a stării tehnice a unităților de transport, acele mijloace pasive de apărare care îmi garantează un traumatism mai redus în cazul unui eventual accident rutier. Și noi observăm asta nu doar prin prisma analizei situației accidentare, dar inclusiv și, spre exemplu, pe documentarea cauzelor de utilizare a centurilor de siguranță. Dacă în 2010 constatam că aproximativ
15-20% din toți conducătorii auto se deplasează cu centurile de siguranță cuplate și restul nu. La etapa actuală, deja această piramidă s-a inversat și respectiv la ziua de astăzi avem 15-20% care se deplasează cu centurile de siguranță necuplate și restul tot se deplasează regulamentar cu centurile cuplate. Același lucru observăm și în rândul, spre exemplu, a motocicliștilor care utilizează echipamente de protecție, dar iarăși această utilizare a echipamentelor de protecție este mai mult specifică zonelor urbane și mai puțin zonelor rurale. Aici doar trebuie să spunem că conform studiilor internaționale, am mai spus-o la altă ediție, cuplarea centurii de siguranță în cazul dacă se întâmplă un accident rutier îți crește șansa de supraviețuire la cei din față, la șofer de 4 ori, la cei din spate cu 25%. Deci, în toate cazurile, centura de siguranță, inclusiv la cei din spate, la noi nu este obligatoriu să o iau în spate. Este obligatoriu, numai că este mai puțin mai greu să constați dacă avea persoana am înțeles, nu știam în ce scuze, în spate. Dar în spate, deci, șansele dumneavoastră supraviețuiți cresc nu atât ca în față, dar oricum șansele sunt cu mult mai mari. Și aici avem datele separat. În municipiul Chișinău, în cazul unui accident, rata de deces e 2,5% comparativ cu țările civilizate, țările dezvoltate, în restul Republicii 11,5%. Este mai bun decât acum 5 ani în urmă, când era 14%, acum e 11,5%, în Chișinău era 4,2%, acum e 2,5%, dar la capitolul rata deceselor mai avem încă de lucru, trebuie să reducem acest indicator de cel puțin 3 ori și lucrul acesta va fi clar când vom înțelege din ce cauza au loc accidentele. Repede am făcut o analiză, pentru că mi-ați dat toate datele, care sunt zilele cu cele mai mari riscuri de accidente și le-am împărțit pe zile săptămâni în municipiul Chișinău, în restul țării, dar nu vom prezenta, veți avea acces, aici colegii cred că le dau repede pe fundal, dar le vom face publice. Avem impactul sau persoane care au suferit la accidente iarăși în pe zilele săptămânii, a riscul de a numeri într-un accident, de a suferi într-un accident, iarăși dat pe toată țara, și aici să ne apropiem riscul de a suferi în urmă un accident la 100.000 de persoane. Le-am luat pe grupe de vârstă, cele mai mari risc de a numeri, de a suferi într-un accident rutier sunt persoane de la 18 până la 24 de ani. De ce sunt aceștia? Să uităm că se includ și cei din municipii Chișinău și vom arăta ceva mai târziu. În cea mai mare parte, eu presupun că sunt pietonii. Deci ei, fiind student, fiind foarte ocupați gândindu-se la lecții, merge și în calitate de pieton, nimerește un accident rutier și se termină, deci, foarte multe ori neplăcut. Și alt aspect ține de, inclusiv și de conducători auto, că în această vârstă sunt mai fierbinți, dacă putem așa să le numim, și respectiv acea cauza de bază, viteză de deplasare și vârsta își pun amprentă și ca rezultat și ei sunt expuși riscului să devină victime accidentului rutier. Partea proastă că la vârsta 18-24 de ani riscul de a suferi într-un accident rutier este cu 50% mai mare decât media națională și de 3 ori mai mare decât la grupurile cu riscurile scăzute. Deci 18-24 de ani, când ieșiți din casă, gândiți-vă că voi sunteți grupul cel mai supus riscului unui accident rutier. Mai departe, riscul de deces în urma unui accident rutier, asta e situația cu mult mai gravă, iarăși 18-24 de ani, 21-24 ăștia sunt studenții, 18-20 toți sunt tineri. Aici avem datele privind rata deceselor în urma unui accident rutier. Vedem că Rusia, Georgia, Kazakhstan, de fapt țările fostului bloc socialist, sunt liderii topului neplăcut. Republica Moldova se toiază într-o situație nu foarte proastă comparativ cu regiunea, dar nu trebuie să ne liniștească. Noi mi avem de lucrat, comparativ cu țările dezvoltate, să reducem de 3-4 ori acest nivel. Am vrut să mă opresc puțin asupra minorilor, din simplu motiv că minorii, să zicem așa, gradul lor de responsabilitate este ceva mai redus, se zice și datoria părinților, și am luat să vedem cine sunt minorii care au cel mai mult timeresc în accident rutier, în general, dintre minori. Când o minor iese din casă, el, riscul lui de a nimeri într-un accident rutier rămâne cât de cât constant, dar ultimii ani s-a crescut puțin, dar uitați-vă din contul ce a crescut. A crescut din contul lui personal. Minorul în calitate de pieton, riscul de a nimeri într-un accident a fost 31 de persoane la 100.000 și a rămas 31.
Riscul unui pieton în calitate de pasager a fost 28, a rămas 27. Plus, minus, tot acolo. Ceea ce a crescut și avem cifre mai mari, minorul în calitate de ciclist. Deci, un minor în calitate de conducător a unități simple de transport, nu vorbim de electric, că acum și ajungem și pe acolo, a crescut de la 4,1 la 10,3, aproape de 3 ori. Părinților, aveți grijă, copilul dumneavoastră, din momentul când ies în casă, este supus riscului unui accident destul de ridicat, iar cel mai mult acest risc în ultimii 7 ani de zile a crescut din contul lui personal în calitate de conducător. Fiindcă am observat că minorul în calitate de conducător suportă un risc sporit comparativ cu acum 7 ani de zile, am vrut să vedem. Dar să iau toate unitățile de transport. Mulțumim că poliția în prezent, inclusiv și cu trotinetele electrice. Acum aveți date electrice, aveți date detailate, a fost posibil să văd minorul în calitate de conducător. Ciclist, motociclist, vehicul, scooter, trotinetă. Le-am pus toate echipamentele acestea noi electrice, care nu atât de tare ne-am bucurat, sunt atât de frumoase și plăcute, dar un lucru nu calculăm. Minorul iese într-o zonă cu risc sporit. Și el este cel care capacitatea lui de a lua decizii, inclusiv ce să facă, ce să nu facă, necesită asistare din partea maturului. Și ce avem noi? În anul 2017, erau șapte minori, riscau să nimerească într-un accident rutier la 100.000 de persoane. Acum a crescut de 3 ori. Deci în doar 5 ani de zile, riscul unui minor din Republica Moldova de a nimeri într-un accident rutier în calitate de conducător a crescut de 3 ori. În baza la ce a crescut? Cicliști. De la 2,7 la 10 ori pe toată țara. Mai departe, motocicliști, 1,8, 5,2. Vehicul, 2,3, ce cea mai puțin, și trotinete, 0,5, 2,9, de 3 ori. Mă tem că asta cu trotinetele, mă uit viteza cu care crește, se duce foarte sus. Deci, încă o dată, ne adresăm părinților. Țineți cont, în 5 ani de zile, riscurile pentru copilul dumneavoastră de a nimeri într-un accident rutier, din cauza că el este conducătorul unei unități de transport, a crescut de 3 ori, lucrul acesta trebuie să ne îngrijoreze și să luăm decizii corecte. După cât ați văzut, noi avem cu mult mai multe unități de transport și cei maturi accidente fac mai puține. Exact aceasta. Eu nu spun că copilul nu trebuie să aibă trotinetă. Eu nu spun că copilul nu trebuie să aibă bicicletă. Noi doar spunem că copilul trebuie să aibă și trotinetă și bicicletă, dar să ajungă acasă nevătămat și să vă bucurați de prezența lui în casă și să nu trebuiască să mergem în altă parte. Iar acum să ne uităm care sunt cele mai mari riscuri pentru minor atunci când el iese în spațiu public. Am luat municipiul Chișinău și restul țării. În municipiul Chișinău, din minorul care a nimerit în un accident, 55% sunt pietoni. Ar părea că nu e vina lui, dar un copil trece de multe ori neatent strada, șoferul nu este atent că el este micuț. De cine este vina, deja nu mai spunem, 55%. În a doilea rând este ca pasager și după aceasta merg atunci când el este conducător. În restul țării se respectă aceeași reguli cu o mică diferențiere. Pasager 40%, pieton 34% și ciclist 12%. Aici să atragem atenție la... Aici vorbim doar de minori. Când de minori, da, anume respectarea celor reguli de transportare a copilului în unitate de transport care revine maturului și respectiv paradoxul cu care ne întâlnim zi de zi la noi pe străzi trasei din Republica Moldova, când maturul deplasându-se la volan automobil sau fiind ca pasager are cuplată acea centură de siguranță, dar copilul fiind pe bancheta din spate sau chiar și pe bancheta din față, este transportat fără scaun de transportare sau este în scaun dar nu este cuplată acea centură de siguranță și respectiv avem aceste cifre înregistrate. Și aici vreau doar să spun, responsabilitatea, mersi mult că e o observație foarte importantă. 31% din copiii din Chișinău din Chișinău. Nu 31%. Cel mai mare risc, 31% din riscurile când omul nimerit în accident este legat de pieton, de pasager și în rest 40%. Noi știm că cel mai mare risc a unui copil de nimerit în accident este anume în calitate de pieton. Să nu atragem atenția cuvenită, eu cred că aici se ține deja de responsabilitatea părinților. Și acum
cele mai importante cauzele care au loc accidentele municipiului Chișinău. Iar așa am spus, separăm aparte Chișinăul de restul Republicii, motivele sunt diferite. Prima, neacordarea priorităților altor vehicule, 23% din toate accidentele, deci asta este mersul agresiv, mersul necivilizat, când eu pur și simplu mă grăbesc două minute. Neacordarea priorității pietonilor, dacă observați iarăși, este de fapt mersul, să zicem așa, necivilizat, needucat. Și trei, neasigurarea la schimbarea benzii sau direcții de plasare, care și iarăși. Toate acestea trei arată, de fapt, cultura circulației șoferilor. Deci, primele trei care îți provoacă mai mult de jumătate, două treimi din toate riscuri de accident, ține de cultura noastră de plasare la trafic. Deci două treimi din riscuri de accident, două treimi din toate accidentele care au loc în municipiul Chișinău, aici doar vreau să spun că datele sunt luate pentru ultimii 8 ani de zile. Deci noi am făcut analiza 8 ani de zile, ne-am uitat ce a dus la ce că municipiul Chișinău a avut loc un accident. Cultura în trafic generează două treimi din toate accidentele din municipiul Chișinău. Deci lipsa de cultură. Mai departe, ce care sunt motivele de bază care au dus la crearea, la apariția unor accidente în restul țării? Viteza, 43%, neasigurarea schimbării benzii sau direcției de circulație și stare de ebrietate. Deci, dacă în Chișinău stare de ebrietate e ceva mai jos, în cealaltă parte țară observăm că accident, nu vorbim de deces, că acușa când la deces lucrurile sunt cu mult mai nuanțate, dar viteza în toată restul Republicii, ceea ce ne creează cele mai mari probleme este viteza, neasigurarea schimbării direcției și ebrietatea. Deci acestea sunt lucrurile cele mai grave. Dar accidente, deci faptul că ne merit în accidente este o situație neplăcută, în condiția când toată lumea e fără traume, doar compania de asigurări are de chitat și am putea spune că e scăpat ușor și ieftin. Ce se întâmplă în cauza decesului. Și aici am vrut să vedem care sunt cauzele decesului, unu, și doi, să vedem care este impactul decesului, care este impactul cel mai grave accidente care au cel mai fatal impact asupra vieții omului. Am luat iarăși datele din 2015 până în prezent, 8 ani de zile, și iarăși am separat Chișinău și restul țării. În restul țării, cu excepția Chișinăului, deci la nivel național, fără municipiul Chișinău, primul, top, foarte sus, 47%. 47% din toate decesele care s-au întâmplat pe teritoriul Republicii Moldova s-au întâmplat din cauza vitezei excesive. Nu eu am făcut calcule, dar din momentul când dumneavoastră ați crescut viteza de la 50 de kilometri la 66 de kilometri, șansa unui pieton ca să rămână în viață, i-ați scăzut-o de 5 ori. Practic nu-i lăsați nici o șansă să rămână în viață. Deci asta ce o să o țin în minte. 2. Starea de ebrietate, 10% și conducerea imprudentă. Deci două treimi din toate decesele în țară sunt viteza, starea de ebrietate și conducerea imprudentă. Care sunt cele mai riscante sau cele mai fatale accidente. Deci dacă un pieton se află pe starea pe partea carosabilă a drumului și a nimerit în accident, șansa lui să rămână în viață practic e zero. 83% din toți pietonii care au nimerit în accident au decedat. Fiind pe starea carosabilă a drumului. Partea carosabilă, da. Da. Practic, traume nu avem deloc. Dacă în alte cazuri, țineți cont la noi, în Republică, din cei care au rămas în accidente, 89% sunt traumați și 11% se finalizează cu deces. În cazul pietonului aflat pe partea carosabilă, 83% mor și doar 17% supraviesc. Pe doilea loc este trecerea în realitate peste calea ferată, evident, așa fi cu mașina sau cum ești, șansa ta să rămâi practic nu este. Și pe pietonul am văzut, deci a culcat partea parcuroasă pe drum. Nu înțeleg asta când se întâmplă, de dumneavoastră știți. Cred asta că cei care sunt în stare de ebrietate. Deci șansa lui auto nu e înalt, vede starea lui de șansa lui să supraviețească 33%, deci 67%
rămân, din păcate, nu supraviețuiesc. Care sunt cele mai importante cauze de deces în municipiul Chișinău? Prima este viteza neadecvată, 32%, o treime din toate decesele care au luat în Chișinău le cauza vitezei. 2. Traversarea nereglementară a drumului de către pietoni. 25% din pietonii care au trecut drumul nereglementar și au merit în accident rutier, din păcate, ucidată. Ce vrem să spunem aici? În Chișinău, dacă dumneavoastră vă deplasați cu viteză mai mare, șansa dumneavoastră de a... Deci mortalitatea în Chișinău este 2,5%. În momentul când în Chișinău dumneavoastră vă deplasați cu viteză sporită și nimeriți într-un accident, dumneavoastră ați crescut probabilitatea morții dumneavoastră de 13 ori. În momentul când dumneavoastră, ca pieton, ați trecut în Chișinău drumul nereglementar, v-ați crescut, nu șansa, că nu e șansa, v-ați crescut riscul de a nu ajunge acasă de 10 ori. Și al treilea, neacordarea priorității pietonilor. În condiția când dumneavoastră conduceți și este o trecere de pietoni și dumneavoastră nu i-ați acordat prioritate pietonului și ați trecut, șansele lui ca să supraviețuiască scade 7 ori. Din acest motiv, eu cred că pentru Chișinău este 3 lucruri. Viteza vă scade șansa de viață de 13 ori, un pieton care a trecut nu cum trebuie de 7 ori și dumneavoastră, dacă nu i-a dat prioritate pietonului o secundă de grabă, îi scădeți șansa lui de supraviețuire de 10 ori și de 7 ori. Mai departe, cele mai cauze de deces pentru municipiul Chișinău. Asta a fost. Mai departe, repartizarea deceselor pe categorii de participanți la trafic în municipiul Chișinău. Noi am luat datele pentru acești 8 ani de zile și am vrut să vedem. Dintre toți care au nimerit în accident rutier și nu au supraviețuit, cine sunt ei? Dacă ne uităm atent, în Chișinău 60% din toți care au registrat sunt pietoni. De fapt, el nici nu era șofer în mașină, el mergea pe drum. Deci, la șoferii 14% și la pasagerul în turism 10%. Deci, practic, dumneavoastră ca șofer, atunci când îi dați prioritate pietonului și atunci când dumneavoastră n-ați observat pietonul, chiar dacă el trece nereglementar, trebuie să știți că riscul lui de a supraviețui este de patru ori mai mic decât la dumneavoastră și dumneavoastră când nu i-ați dat prioritate, chiar dacă el nu are dreptate, i-ați mărit riscul de moarte de la 7 până la 10 ori. În restul țării, situația este următoare. 32% pe primul loc, toți sunt pietone, dar mai jos decât în Chișinău, dar oricum rămân. Pe locul 2, conducătorul autoturismului 24% și pe locul 3, pasagerul cu 20%. Și aici vreau să repet ce a spus dumneavoastră. Orice părinte care este conducător de autovehicul trebuie să știe că riscurile copilului de a supraviețui în urma unui accident, din păcate, este egal cu al lui, numai că tu ești legat cu centura, el nu e legat cu centura, iar centura, chiar dacă stă în spate, crește riscul pe supraviețuire și în sat este motociclist mult. Asta este pe scurt ceea ce împreună cu noi veți face la urmă o scurtă concluzie, cred că și anumite recomandări. Este una din primele, că am mai avut o ediție pe care a făcut-o ITS Viitor, aceasta este a doua ediție de analiză economică legată de accidente, participare în trafic. Noi vrem, împreună cu Inspectoratul General de Poliție, să înțelegem motivul, cauzele accidentului, riscul cel mai mare, cine sunt cei mai vulnerabili, ca prin politicile corecte, luate de toți, poliția pe partea sa, primăriile pe partea lor, guvernul pe dimensiunea lor, părinții pe dimensiunea lor și în Chișinău, nu uitați, 2/3 din toate accidentele au loc din cauza culturii în trafic, că nu dai prioritate, nu te opri cum trebuie, nu te uita. Deci toate, 2/3 din accidentele din municipiul Chișinău sunt de cultura în trafic, toate aceste lucruri trebuie să fie ca sursă de meditație pentru noi toți, ca să reducem acest indicator la un minim
atins de alte țări, ca să ne bucurăm de copiii noștri, de rudele noastre, de prietenii noștri și noi să ajungem cu bine acasă în fiecare zi, atunci când am ieșit în oraș, pentru ce avem noi nevoie. Domnul. Da, cu conținutul cele prezentate este foarte important să nu uităm de respectul reciproc în trafic, să omitem această necredere exagerată în puterile proprii, precum că un eventual accident rutier poate să se producă cu oricine, numai nu cu mine, iar cifrele și această analiză pe care noi astăzi am prezentat-o demonstrat acest lucru, ca într-un final să găsim măduva problemei și toate acțiunile pe care o să le realizăm ulterior să fie îndreptate la ridicarea nivelului de siguranță circulației rutiere pe drumurile publice. Vă mulțumesc mult și ne auzim data viitoare cu alte subiecte de importanță majoră pentru economia noastră. O zi bună în continuare! O zi bună!